Au deplasare la Unirea Slobozia, un meci important, ținând cont de situația din clasament. Cum crezi că o să fie? Bună ziua! Da, avem această distanță pe care nu am jucat-o din acele motive care au fost. Am trecut peste, toți băieții sunt sănătoși. Am avut o perioadă de 10 zile pentru că s-a anulat și meciul de la Târgu Jiu. Am avut timp să ne punem la punct cu pregătirea și cu tot ce ne trebuie și mergem mâine la Slobozia să câștigăm, pentru că avem nevoie mare de 3 puncte să revenim înapoi acolo în față. Iar s-a spus că e un moment într-un fel al adevărului ca să știți unde vă plasați. Da, într-adevăr, este un moment foarte important pe care trebuie să-l gestionăm neapărat în favoarea noastră. Pentru că ați văzut și dumneavoastră și rezultatele din ultima perioadă au fost tot felul de rezultate surprinzătoare. Noi trebuie să facem neapărat 10 puncte, iar cu 10 puncte vom fi din nou acolo în față. Avem și un meci mai puțin disputat și cred că dacă legăm 2 victorii, vom fi din nou acolo în primele 6. Apropo de rezultate surprinzătoare, Unirea Slobozia a început foarte bine acest sezon, chiar dacă este unul promovat. Da, ați văzut și dumneavoastră anul trecut Turist, care a venit din Liga 3, a fost la 3 secunde de promovare în prima ligă. Nu cred că acest factor influențează neapărat rezultatul sau constanța unei echipe, ci forma de moment și felul în care te pregătești și în care tratezi meciurile. Știm că vom avea un adversar dificil, un adversar care acasă nu a pierdut și care ne va pune probleme, cu siguranță. Dar noi suntem pregătiți și ne dorim foarte mult victoria. Liga a doua, clasamentul, este un pic bulversat de amânări și de reprogramări. Cum ți se pare ție până acum acest sezon de Liga a doua? Da, într-adevăr, situația care este cu acest virus face ca multe meciuri să se amâne, să fie dat clasamentul peste cap, echipe cu 2 sau 3 meciuri mai puține, dar am văzut că s-au reprogramat și meciurile pe care echipele care nu au jucat le mai au de disputat. Și probabil că la final, în iarnă, când se va termina mini turneul acesta, vom avea toate același număr de meciuri. Și atunci clasamentul va fi cel real. Ești capitanul echipei, e un moment mai delicat să spunem. Ce le transmiți suporterilor? Da, am avut 3 meciuri în care n-am reușit să adunăm decât un punct. Știm cu toții că nu am avut o perioadă foarte bună, dar suntem conștienți că trebuie să strângem rândurile și să adunăm victorii, pentru că altfel timpul trece, etapele se vor înpuțina și ne va fi din ce în ce mai greu să mai prindem play-off.